Trecem de la ANFP la Consiliul Național al Întreprinderilor Private, Mici și Mijlocii din România și dau cuvântul domnului Florin Jianu, președintele acestui consiliu. Vă rog, domnul Jianu. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație, scuze pentru întârziere, am fost prins în alte întâlniri la nivel european. Am înțeles că tema evenimentului dumneavoastră se referă la o construcție sau o reconstrucție a lumii în perioada post-pandemică. Eu cred că această construcție trebuie să plece întâi de la mentalități, de la oameni. Nu cred că putem construi cu același tip de abordare pe care am avut-o și înainte de pandemie, dar și în perioada pandemică. Din păcate, în toată această perioadă, iată, suntem după un an și jumătate de perioadă în care criza sanitară a avut un cuvânt puternic de spus. Din păcate, într-o reconstrucție a societății românești, nu am auzit de un nou proiect, de un proiect major de țară, de un proiect care să susțină fie educația, fie reziliența societății în general sau a economiei românești. Au fost câteva intervenții pompieristice care să salveze câteva lucruri. Sigur că această criză nu a venit nu ne așteptam ca societate, însă dacă am fi fost mai pregătiți în procesul de digitalizare, într-o modernizare a societății românești, cu siguranță impactul ar fi fost cu totul altul. Iată că vorbim încă în octombrie 2021 de o pandemie și de un val 4 cu un impact uriaș asupra României, cu sute de morți în fiecare zi, cu o populație, în opinia mea, neinformată suficient asupra utilității vaccinului. Am avut discuții în toată această perioadă cu președinți de organizații de IMM-uri la nivel european, care îmi explicau cum cu ajutorul regulilor, cu ajutorul unor programe naționale, cu ajutorul unei solidarități nemai întâlnite, au reușit să ajungă la procente de 80-90% de oameni vaccinați. În acest moment, în vestul Europei, majoritatea țărilor din centrul și vestul Europei, discutându-se despre relansarea economică, iar subiectele zilei fiind legate de tranziție verde, de digitalizare, de economia viitorului bazată pe cunoaștere. Noi în continuare suntem într-un război. În această perioadă în care, așa cum spuneam, zilnic mor 400-500 de semeni ai noștri, mă bucur să văd o implicare a sectorului privat în ceea ce înseamnă procesul de vaccinare. Chiar am avut o discuție cu președinta Federației Medicilor de Familie, care sunt membrii noștri ai Consiliului Național al IMM-urilor, și care mi spunea despre implicarea medicilor de familie și despre faptul că au depășit cifra de 500.000 de oameni vaccinați cu ajutorul medicilor de familie. Dată fiind această perioadă, și mă simt obligat să pun accent pe această perioadă, pentru că de fapt această perioadă va marca și felul în care va arăta perioada post-pandemică. Întreprinderile mici și mijlocii ne comunică faptul că au în continuare nevoie de sprijin, pentru că activitatea lor este afectată cu totul. Au nevoie de sprijin pentru menținerea locurilor de muncă, pentru menținerea competitivității și încet, încet fiecare dintre noi să putem să ne gândim și la ceea ce înseamnă viitorul. Dar
prezentul este, așa cum spuneam, este determinant pentru felul în care va arăta viitorul, pentru că așa cum am măsurat noi în Carta Albă a IMM-urilor, afectarea aceasta a activității diverselor sectoare înseamnă de fapt că afectezi nu numai prezentul, ci și viitorul a zeci de mii, sute de mii de companii. În ce sens? În sensul în care atunci când veniturile scad, când activitatea ta este restrânsă, primele cheltuieli pe care le tai sunt de natura resurselor umane, de natura investițiilor, de natura transformării digitale, de natura educației în propriile companii și investiții în educația propriilor angajați. De aceea, statul trebuie să intervină puternic și mesajul nostru e acela de a veni cu măsuri compensatorii în această perioadă și nu mai târziu sau nu când va fi prea târziu. În egală măsură, felul în care arată viitorul României se raportează și la vrem nu vrem și la zona politică, la zona publică. Vedeți, în acest moment România în toate proiectele ei majore, că vorbim de închiderea fondurilor europene 2014-2020, că vorbim de un nou exercițiu financiar sau că vorbim de PNRR sau de alte tipuri de investiții majore, ele bat pasul pe loc pentru că nu există un guvern, pentru că nu există o asumare publică. Și aici mesajul mediului de afaceri e acela că această criză trebuie să se încheie cât mai rapid, trebuie să revenim la ceea ce înseamnă rațional, trebuie să revenim la ceea ce înseamnă responsabilitate. Noi nu vedem decât două soluții. O soluție a unui guvern de Uniune Națională în care toate partidele politice, toate partidele, subliniez, toate partidele politice trebuie să se așeze la aceeași masă și să dea țării un guvern și o majoritate stabilă pentru perioada următoare, cel puțin o jumătate de an, până când reușim să ieșim din acest impas al crizei sanitare, al crizei economice și mai ales impactul a ceea ce înseamnă scumpirile din sfera energiei, care au impact asupra vieții tuturor. Sau a doua soluție, în care să avem un guvern de specialiști, un guvern care la fel să poată să treacă România peste această perioadă dificilă și să seteze dezvoltarea și implementarea unor proiecte majore de țară în perioada următoare. Când spun proiecte majore, așa cum spuneam, din păcate, dacă ne uităm retrospectiv pe acest an și jumătate în urmă, nu vedem niciun proiect major de țară. Vedem câteva instrumente care arată ca niște floricele pierdute așa într-o primăvară care nu stă să vină, dar nu vedem ceva sistemic, un program, un proiect național de țară. Noi la Consiliul Național al IMM-urilor am propus, chiar sub un altul patronaj al președintelui României, înainte de această criză, deja s-au împlinit 2 ani de zile de când am propus acest program național România Tech Nation, un program care să susțină pe 3 paliere dezvoltarea și transformarea digitală a societății românești. În primul rând, educația, pentru că felul în care va arăta România în următorii ani se bazează în primul rând pe nivelul de educație din acest moment și atunci introducerea acestor procese de învățare pentru digitalizare, dar și susținerea din partea mediului de afaceri în educația diverselor categorii de resurse umane, că vorbim de elevi, că vorbim de studenți, că vorbim de angajați, de antreprenori și așa mai departe, de angajați din mediul public, am văzut mai devreme intervenția doamnei Vijulie, e nevoie ca toți să fim implicați în acest proces. Noi chiar din partea mediului de afaceri ne-am luat un angajament ca în următorii 5 ani de zile să susținem educația pentru aproximativ 1 milion de oameni care să treacă prin aceste instrumente. Cifrele arătau bine, eram undeva după un an de zile la peste 250.000 de oameni care
au beneficiat de diverse forme de educare, pentru că în programul nostru România Tech Nation sunt implicați actori mari, actori privați pe de-a întregul, de la Google România, Microsoft sau BCR sau alți actori foarte consistenți și importanți. Al doilea palier e acela de transformare digitală a economiei românești și aici am propus foarte multe instrumente. Din păcate, și mesajul meu public e, spre exemplu, am propus un program de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat din programul operațional Capital Uman. Ei bine, de un an și jumătate acest program, acest col de proiecte zace undeva, nu știm unde, în sertarele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ca și cum digitalizarea nu este o necesitate, nu este o urgență în acest moment. România, riscând să pierdă fonduri europene, în loc ca aceste fonduri să fie folosite în mod eficient, inteligent, pentru transformarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii românești. Și în egală măsură, investițiile trebuie să se regăsească pentru întreprinderile mici și mijlocii în vederea reinventării competitivității lor, recâștigării, transformării acestora. Unul dintre programele pe care noi le-am propus în PNRR e acela de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii, vouchere de digitalizare care să ajungă la sute de mii de IMM-uri. Și repet acest număr, sute de mii, deci nu ne propunem proiecte și programe. Și acesta este și un mesaj către guvern și către spațiul public. În momentul în care propui proiecte, programe care vizează sute de IMM-uri, raportat la numărul lor total, care este undeva la 680 de mii de IMM-uri, dacă mai numărăm și profesiile liberale, ajungem undeva la 2 milioane cu totul. Să faci proiecte de digitalizare, de transformare în orice domeniu sau în orice sferă pentru sute de IMM-uri, impactul este aproape nul. De aceea programul pe care noi l-am propus și în general și fișele pe care le-am trimis pentru PNRR și ceea ce susținem e acela ca impactul să fie pe scară largă, instrumentele să fie foarte simple în implementare. De aceea am venit cu această propunere a voucherelor de digitalizare. Acum aș face o paralelă și cu ce se întâmplă la nivel european, pentru că, așa cum v-am spus, sunt în temă. Am avut și o ședință de bord a Uniunii Europene a IMM-urilor acum două săptămâni la Bruxelles. Europa discută de revenire. Indexul climatului de afaceri pentru IMM-uri, așa în engleză se numește SME Business Climate Index, arată undeva o revenire, undeva un index care ajunge la 76,2 puncte în acest moment, anul trecut fiind undeva sub 50 de puncte. Acest lucru arată o susținere a revenirii și a unui climat favorizant redezvoltării economice sau revenirii economice și rezilienței. Nu atât de puternic în Europa de Est, din nefericire, iarăși suntem defazați. Dacă discutăm de felul în care va arăta lumea, ea va arăta așa cum noi o reușim să o construim. Din păcate, din felul în care noi vedem acum, arată defazată. Țările din vestul Europei sunt preocupate de redresarea economică, sunt preocupate de teme precum, așa cum spuneam, protecția mediului, digitalizarea și așa mai departe, iar mediul economic, social din România este preocupat de felul în care reușim să traversăm acest val 4 al pandemiei. Deci e iarăși o defazare în ceea ce înseamnă așteptările, abordările și preocupările la nivel european față de România, consecințele fiind menținerea sau poate chiar mărirea unui decalaj de dezvoltare între țările noastre. Ca și soluții practice, eu cred că trebuie să
să revenim la o programare foarte, foarte clară, eficientă pe diverse categorii a instrumentelor și a ceea ce noi punem în practică. Ca să fiu mai pragmatic, spre exemplu, România nu mai are, începând cu anul trecut, o strategie pentru întreprinderile mici și mijlocii. O primă propunere ar trebui să plecăm de la bază și să avem o strategie pentru întreprinderile mici și mijlocii și, în general, pentru competitivitatea economiei României până orizont 2030, în care să știm foarte clar care sunt țintele, care sunt obiectivele, care sunt instrumentele și responsabilii pentru aplicarea lor. Din nefericire, în acest moment trebuie să, sau mă rog, situația e cum e, trebuie să reconstruim încrederea mediului privat în mediul public și în general în politicile publice. Vă reamintesc faptul că, conform Cartei Albe a IMM-urilor, numai unul sau mai puțin de unul, da, să rotunjim la unul din 10 întreprinzători, consideră faptul că direcția este corectă și că mediul economic din România este favorizant în acest moment. Toate aceste lucruri reprezintă provocări extrem de importante și avem nevoie de foarte mult pragmatism în viitor în ceea ce vom întreprinde și avem nevoie de același lucru pe care l-am menționat, pe care l-am sesizat în țările din vest, adică o solidaritate care trebuie să depășească orice tip de orgoliu, tocmai pentru a reuși să scoatem România din această situație dificilă. Provocările sunt majore ale perioadei următoare și dacă nu vom fi solidari, dacă nu vom fi pragmatici, dacă nu vom avea cei mai buni specialiști ai României care să poată să fie în poziții de decizie și de implementare a acestor instrumente, vom avea la sfârșit de suferit cu toții. Mulțumesc frumos încă o dată pentru invitația în cadrul evenimentului dumneavoastră. Vă urez mult succes. Vă felicit pentru această temă extrem de consistentă pe care ați ales-o și vă urez mult, mult succes.